Sunt în lângă cercul de la Chișinău. Fostul cerc sau viitorul cerc. Și aici e strada Andrei Doga. Ia uitați cum trotuarul public, spațiul public destinat pietonilor, se transformă în grădiniță pentru boieri. Și au tras aici un bloc nou, verde, și parcare. Deci, constatăm că autoritățile au permis o ilegalitate, o chestie total aberantă, probabil până aici e terenul, teritoriul lor. Mai departe trebuie să fie trotuar, amenajat de primărie, care se pare că are continuare acolo, la podetul acela și trotuar mai departe. Dar boierii au considerat că poate să acapareze trotuarul, să-l transforme în grădină. Și oamenii acum merg pe carosabil. Își pun viața în pericol. Chiar dacă peste drum este alt carosabil, dar nu e nicio trecere de pietoni aici. Peste drum este alt trotuar, praguri, nevoi. Dar ăsta trotuar și face cu el, cu vin o grămadă de oameni de la circ. De la stația de la cerc, nu se mai duc oamenii la cerc. Ce facem cu trotuarul ăsta? Iată, unii traversează și îl folosesc pe cel liber. Dar pe ăsta îl lăsăm așa, sub parcare și grădina boierilor. Sau Ivan Ceban și cine mai e pe lângă el acolo, intergem să apere spațiul public destinat pietonilor și pietoanelor.